Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. Bună seara, îi spun Cameliei Pătrășcanu. Bine te-am găsit, Camelia. Ce faci? Cum ești? Cum vezi că o să fie pentru noi luna februarie? Se mai liniștesc lucrurile sau, din contră, sunt și mai agitate apele? Bună seara, dragii mei. Mă bucur să fim din nou împreună, Jesse, și cu ascultătorii tăi. Da, vor fi agitate în continuare. Până pe 13 februarie, energia Capricornului este încă puternică, după aceea Vărsătorului, care e deja activată prin alte aspecte. Dar Martele ăsta stă încă în Capricorn. Marte în Capricorn vorbește mult despre autoritate și putere, atât de partea guvernanților, care fac exercițiul autorității și a puterii, uneori prin eschivare, alteori prin neglijare, indiferență, alteori chiar prin dominare, dar autoritate și putere și a oamenilor strânși în stradă sau individual, prin vocea fiecăruia puternică pe care o are. Deci toată lumea cere numele autorității și puterii, a demnității, a onoarei, a legilor, a regulilor, a ordinii, a angajamentelor, a contractelor, cere, reclamă, dreptate, corectitudine, asumare, putere, puternicire. Și este o energie puternică până pe 13, pentru că Marte este în Capricorn. Din 13 februarie, Marte intră în Vărsător, care este activat deja din 21 ianuarie, odată ce Soarele și cu Pluton au intrat în Vărsător. Și acum vine și Marte. E o planetă care energizează, inflamează, ca și când am suflat benzină în foc. Și se activează foarte puternic, mult mai puternic, Vărsătorul. Vărsătorul deja din 20 ianuarie vorbește de independență, de vocea maselor, care se aude din ce în ce mai zgomotos și din ce în ce mai îndrăzneță. Adică îndrăzneță în sensul că masele neglijate, care nu simt că sunt ascultate, pot face și gesturi mai rebele, gesturi mai obraznice, să zicem, sau gesturi care nu fac parte, să zicem, din contractul social dintre ei și autorități. Adică am văzut pe afară ce se întâmplă. Fac mizerie, ca să înțeleagă guvernanții că e de mizerie ce fac ei. Da, poate mai și distrug, mai arg un steag, mai scot un asfalt, mai scot o bordură. Deci se pot întâmpla lucruri și mai sociale, mai rebele din 13 februarie. Deja e deschisă această notă, însă ea se va accentua după 13 februarie. Deci cumva, prin activarea Capricornului și Vărsătorului, care sunt zodii colective, ce simbolizează colectivitatea, da, ne interesează mai mult în perioada asta de iarnă ce se întâmplă cu noi, grupuri de oameni, noi societate, noi, eu știu, mici colectivități care ne strângem pentru un crez, pentru o idee, pentru o acțiune, și ne interesează ce se întâmplă cu noi. Deci accentul cade mai puțin pe viața personală, ci în ce măsură viața colectivă atinge viața personală și ce putem face noi mulți în viața colectivă ca să ordonăm lucrurile, să participăm la ordonarea lucrurilor. E gălăgie, să știi, pe planetă, peste tot, și se va face gălăgie și mai mare, o gălăgie la care participă nu numai grupuri, eu știu, instituționalizate, guvernanți, armată, că vedem că mai sunt și zone conflictuale, da? Deci nu numai grupuri organizate, ci lumea multă, care nu se cunoaște neapărat foarte, dau același crez, același suflu și care se pot uni într-o idee, nu neapărat sub un lider, ci dintr-o nevoie și animați de o idee, un ideal sau o durere. Și da, va fi foarte multă gălăgie. Ce se întâmplă acum până pe 13 februarie? Se discută mult despre bani, despre bani, drepturi financiare, monedă, puterea monezii, despre resurse, pentru că pot fi transformate în monedă cumva sau putem evalua financiar niște resurse. Calcule, tot felul, se discută mult în jurul unor calcule financiare și materiale legate de consum, legate de producție, din toate perspectivele, inclusiv cât producem prin exhalare, cât dioxid de carbon. Deci și mai aberant se discută și mai puțin aberant, dar se discută la modul practic până pe 13. Dar din 13 februarie discutăm mai curând de crezuri, de valori, de drepturi ale omului. Discuțiile sunt mai curând
eu știu, filozofice, umaniste, spirituale, morale. Acum e pe calcule până pe 13, adică concret, pe știință. Pentru că și aici e o problemă. Aproape că ajungem să ne îndoim de inteligența noastră și ce am învățat pe la școală când auzim niște discuții legate de producția de dioxid de carbon, mai știu eu ce, cine ce, cum poluează și așa mai departe. Și cum reducem noi dioxidul de carbon stând acasă cu mine și ne mai călătorim cu trenul, de exemplu, ca și când... dacă o populație mai călătorește cu trenul dintr-o dată planeta, unde mai există multe furnale pe alte continente, ce să vezi, dintr-o dată e multă ecologie pe planetă. Pe de altă parte, discuțiile astea în jurul valorilor, unor valori chimice legate de gazele atmosferice, deci da, discuții care au avut, trebuie să ne facem înapoi la gimnaziu sau la liceu mulți dintre noi. Discuții care au avut loc și la Forumul Economic de la Davos, a fost mare tensiune pe aceste subiecte și chiar i-au stomat cei de la Davos pe toți liderii globului să oprească, pentru că și-au dat seama că 2% din suprafața Terei, cât reprezintă Europa, nu? N-are cum să stopeze. Hai să zicem că ei, în marea lor păsare de ecologie, vor doar să propună un trend care va cuprinde toată planeta. Nu înseamnă că ei vor ca mâine China să aibă filtre la toate furnalele ei sau să-și înceteze industria, de exemplu, ci vor să tragă în marea lor conștiință un semnal de alarmă la care să se ralieze, eu știu, în 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, toată planeta, astfel încât să fie alge, verdeață, mușchi și plancton pe peste tot și să... Da. Adevărurile științifice, zic ei, de care se servesc, sunt niște enorme aberații. În curând nu o să mai fie considerate aberații, că trebuie să treci printr-un liceu zdravă de tot ca să nu ți se mai pară aberații. Așa că ei probabil vorbesc pentru generația de peste 10-15 ani, că după cum s-a văzut, agendele lor sunt făcute pe multe zeci de ani. Deci ei probabil nu vorbesc pentru noi ăștia care avem o vârstă și am mai trecut printr-o școală și oricum ne sună rău de tot, ne mai întoarcem la manuale și ne punem mari semne de întrebare. Vorbesc pentru cei tineri care vor ajunge să înghită lucrurile astea. Deja le înghit lucrurile astea. Da. Și ei vorbesc pentru o masă de oameni care de mult nu-și mai pun întrebări și cred specialiștii oficiali, evident, pentru că există mai multe categorii de specialiști. Știi? Sunt unii agreați și unii independenți și inteligenți și noi nu mai știm, n-am ajuns încă la listele negre și albe, dar nu mai e mult până acolo, după cum li s-a închis gura unora. Și atunci pentru generațiile astea vorbesc, nu pentru noi care îi contestăm și nu fac măsurile astea pentru că neapărat cred că au succes mâine cu ele. Nu, ei sunt picătura chinezească, ei și-au propus să vorbească despre asta, în curând nu o să mai conteste nimeni pentru că nimeni nu mai face nicio reacție chimică pentru că s-au desfințat laboratoarele în multe școli și gimnaziale și de liceu. Deci cine să îi mai conteste când nu mai pui lămâie peste bicarbonat? Tocmai de asta l-am apreciat, să zic așa, săptămâna trecută, poate apreciat e mult spus pe președintele Franței, pe Macron, care zicea că vrea să dubleze sau să tripleze numărul de ore de istorie la școală ca să nu mai poată cei din generația tânără să fie păcăliți așa de ușor de orice fake news. Dar și aici e o discuție. Zicine spune asta Macron, care ne-a vaccinat, am înțeles. Da. Deci eu nu m-aș baza pe istoria lui, sincer. Deci nu m-aș baza deloc pe istoria lui, tocmai că vine din gura lui. Deci vezi, da. Și autoritățile astea care se poartă piele de miel, deci dintr-o potrivă, vezi, cine are o vârstă și a trecut printr-o școală, își pune mari îndoieli și mai lipește și mesajul de gura care o spune. Gura care a zis vaccinați-vă sau credeți doar în oamenii noștri de știință, nu mi se pare că atunci când vrea mult de tot să studiem istoria, ne referim la aceeași istorie. Nu m-aș îndoi foarte tare. Da. Pentru că și Franța are o istorie plină de sânge cu coloniștii, cu coloniile sale și cu cum a tratat populațiile și cine știe ce istorie are, că le-a făcut-o lor la școli și că i-a mângâiat pe cap și i-a hrănit, mă, că aia erau răi și s-au revoltat și că de-aia a genocid pe acolo, pe colonii. Deci nu putem ști cum sună istoria din aceste guri care numai binele nu le-au vrut. Deci, ideea este că ne pasă mult de ce se întâmplă în lume și că e așa un curent astral care animă grupuri.
grupuri profesionale, categorii profesionale care ies în stradă, oameni care se aliază, oameni care înțeleg că ce se întâmplă în lumea mare îi va afecta în lumea mică, chiar și războaiele la mare distanță sunt măsura unor politici care se pot împrăștia oriunde pe planetă, deci nu e nimeni ferit până la urmă. Războaiele ne arată niște intenții, niște politici, niște gânduri în cap la niște lideri, care nu sună foarte bine. Mă întreba, că mai citeam comentariile de la emisiunile noastre și spunea cineva, ce faceți atâta politică? Păi oamenii mă întreabă de politică și de vremuri viitoare. Oamenii întreabă astrologii despre asta și dacă se vede în astrogramă vreun pericol, vreo bombă nucleară care ne sare pe toți în aer sau se văd doar puncte de conflict. Puncte de conflict, am mai zis-o. Discuțiile sunt și amenințările sunt cu degetul pe butonul roșu, dar nu se apasă butonul ăsta. O tot spun de când a izbucnit războiul din Ucraina și erau discuții pe unde să mai împrăștie acest conflict. Și mai ales în anul 2020, să sărim în aer toți. Da. Și mai ales că suntem în anul 2024, când o să fie atâtea alegeri pe tot globul pământesc, despre ce să vorbim? Adică lumea este... Ar trebui să fie interesată pentru că de aceste alegeri... Deci eu pot să fac și numai astrograme personale sau să vorbesc numai din perspectivă personală și dacă vor oamenii numai despre dragoste sau despre ce frumos scoasem noi acasă și ne facem lucruri și grădinărim. Dar cel puțin în perioada asta când planete colective sunt activate, ne interesează, ne pasă cu lumea și cu legile care se dau. Deci se vorbește foarte mult despre bani acum. Și la nivel personal, aspectele bune care se formează pe pragmatism financiar și material ne ajută cumva, văzând poate mulți dintre noi cam ce se întâmplă în jurul nostru, să fim un pic mai curajoși în a ne organiza viața, astfel încât să fim stăpânii lucrurilor de care avem nevoie, noi să ni le producem. Am mai zis-o, e un curent mare. 20 de ani cât a fost Pluton în Capricorn, a pus accentul pe asta. Fii stăpânul vieții tale, produceți tu cât mai multe lucruri, să depinzi mai puțin de alții. Acum iese, a ieșit Pluton din Capricorn și a intrat în Vărsător. Acum vorbește de colectivități și schimbări ale omenirii. Stă, va sta 20 de ani în Vărsător. Deci cumva lecția asta cu să fiu pe cont propriu, având o firmă, lucrând ca un antreprenor, chiar dacă sunt angajat și asta înseamnă, e o mare filozofie de viață aici, ce înseamnă să gândești ca un antreprenor când ești angajat și teoretic respecti ordinele care ți se dau, e o mare filozofie de viață și înseamnă cu totul și cu totul altă abordare a serviciului tău. Mă rog, nu facem acum această discuție, dar planetele astea din Capricorn pentru asta pledează, să fim stăpânii proprii noastre vieți și dacă se poate cât mai autonom cu putință și dacă lucrăm, să gândim ca niște antreprenori. Nu mă duc mă la serviciu pentru salariu, cu alte cuvinte, adică prestez ca sclav ca să primesc ceva din care abia îmi iau mălaiu. Nu, mă duc acolo să-mi exersez geniu într-un context unde pot să lucrez, că cu geniul ăla să mă pot duce după aia oriunde în lume. Deci nu abordez ca un sclav, ci ca un om care trăiește o experiență cu propria sa, a propriei inteligențe, a propriului geniu, facem niște lucruri împreună, în cadrul unei firme. Salariul e doar o convenție, că nu ne poate plăti nimeni pentru geniul pe care îl arătăm în fiecare zi că rezolvăm probleme. Deci este o convenție, o abordez ca atare, nu este suficient salariu, nu mă poate plăti pentru câte lucruri în secundă gândesc ca să rezolv lucrurile și astfel îmi cultiv puterea și astfel, dacă plec de acolo, mă voi duce la mai bine. Altfel, dacă nu abordez așa, nu va fi frică că îmi pierd salariul ăla și voi accepta orice fel de compromis va dori să facă puterea cu mine. Camelia, aș vrea să abordăm... Să abordăm zodiile pentru luna februarie, ca să avem timp să le facem și la final mai punem niște concluzii legate de această lună, okay. Dacă mai trebuie să menționez ceva. Sigur. Ok, bine. Și atunci să fac setările și trecem la... Deci ați înțeles că împărțim practic luna februarie în două, până pe 13 și după 13, până pe 13 autorități, negocierea cu autoritățile. Dar noi, autoritatea noastră, trebuie să se manifeste, iar după 13 să ne găsim coreligionarii și dacă anumite contexte în care suntem prinși, subordonări în care suntem prinși, ne pun demnitatea în pericol, ne calcă demnitatea în picioare, chiar cu riscul de a fi pe cont propriu, de a avea bani fluctuanți, de a nu mai avea o vreme bani, tendința asta de libertate, de eliberare, de fugire munții este foarte puternică după 13 februarie. Și acum să vedem pentru fiecare zodie în parte ce se întâmplă pe hărțile noastre, facem și setările și trecem la horoscop.
Pentru berbec, au șanse foarte frumoase până pe 13 februarie din punct de vedere financiar și profesional. E o puternică hartă la ei, începută din vara anului trecut, de a face o muncă pe compropriu sau de a dirija personal un proiect în care ei iau decizii, își aplică ideile, viziunea și pot reuși. Și acum este un moment de autoritate, adică chiar trebuie să facă această cum să spun, această ilustrație de putere, de determinare, de forță, indiferent cu cine trebuie să se bată, șef sau indiferent cu cine, astfel încât să-și argumenteze, dar să-și împună punctul de vedere, argumentat. Și au câștig. Pot câștiga până pe 13 februarie în fața oricărui combatant. Și li se dă dreptate, au șansa să își impună punctul de vedere sau să organizeze, să regleze niște conturi. După 13 februarie, mai mare atenție la prieteni. În general, ei au o hartă de luptă, lucru pe compropriu. Deci dacă nu au cu cine alături de ei, deși trăim vremuri în care ne adunăm grupuri lângă grupuri, oameni lângă oameni, totuși la ei prietenii pot să fie mai mult încurcă decât ajută, pentru că și ei sunt foarte avansați, foarte avangardiști, poate puțină lume înțelege, de aceea pot simți că nu pot sta după ritmul celorlalți și că oamenii importanți pot fi alături de ei chiar dacă își doresc. Deci e bine să nu aștepte foarte mult de la cei din jur, de la prieteni, de la camarazi, de la confrați, de la combatanți, chiar dacă sunt pe aceeași cărare ca și ei, și să se bazeze pe resursele lor financiare, să nu împrumute bani după 13 februarie, să nu creadă neapărat în promisiuni, da, ni le facem, dar pe propriile forțe trebuie să se bazeze în principal. Pentru Taur, până pe 13 februarie se discută mult despre principii, morală sau un cadru de evoluție, niște perspective. Calculează foarte bine niște efecte ale unor acțiuni sau dispoziții pe care le au. Și ei discută cu persoane cu experiență, aflate la vârf în ierarhie, care îi pot ghida, persoane care le pot da niște sfaturi. Foarte bună hartă pentru diligențe pe care le fac acum pentru a se pune în ordine cu acte, cu hârtii diverse, autorizații și avize, și e bine să profite de perioada asta până pe 13 februarie. Din 13 februarie pot intra într-o cursă foarte nobilă de atingerea unor obiective deosebite, de a se depăși limitele, de a-și asuma niște responsabilități în cadrul unei funcții sau nu, dar care îi contorsionează cumva, adică dau măsura puterii lor, dar atingându-și cumva limitele. Și poate unii tauri au sentimentul că își calcă pe mândrie ca să reușească, fie pentru că stilul în care lucrează, condițiile în care lucrează, ceea ce și-au propus, obiectivele pe care le ating, depășesc mult ce au făcut până acum, atât sufletește cât și fizic, și au ocazia să vadă dacă sunt bine înarmați psihologic pentru asta și bine moral, dacă au un crez suficient de puternic care îi duce mai departe, un crez puternic ne poate face să ne depășim limitele, sau dacă nu, dacă se clatină, dacă dau înapoi, pot face lucruri cu care alții nu sunt de acord, nu înțeleg, cărora nu le-a venit vremea, pot fi înaintea vremurilor, au o intuiție, mai ales în plan practic și financiar, foarte bună, alții nu văd ce văd ei, pericole unde văd ei. Cert este însă că din a doua jumătate a lunii februarie, statutul lor, funcția lor este cumva asumată puternic, fac acțiuni importante, dar care îi tulbură foarte mult pentru că le depășește limitele. Pentru gemeni, cumva se bazează până pe 13 februarie pe alții, poate că așteaptă să colecteze niște datorii, bani împrumutați, cineva le-a promis ceva și cumva așteaptă. Au o fază de colectare până pe 13 februarie. Foarte valoroase sunt persoanele în vârstă cu care pot comunica și pe care se sprijină în acest moment. Aspectele financiare sunt bune în prima jumătate a lunii, semn că nu neapărat din muncă vin bani, cât din aceste colecte, din investiții pe care le-au făcut și care acum se întorc. Investiții în oameni, nu numai în acțiuni și în afaceri. Din a doua jumătate a lunii februarie, călătoriile în străinătate pot fi supuse riscurilor
De tot felul, în sensul că nu sunt la timp, tot felul de desincronizări, tot felul de lucruri care se întâmplă în jur și care pot face ca anumite călătorii sau întâlniri să nu funcționeze, de aceea trebuie să aibă o agendă elastică și să se descurce și singuri. Vin vești din mediul în care ei se află, profesional și social, cu care lor nu le prea convin, dar se pot adapta la ele. Depinde fiecare pe unde e pe planetă. Dar din a doua jumătate a lunii merită să se întrebe dacă locul în care se află este cel prielnic. Mulți se pot întoarce din străinătate acasă, alții pot să găsească oportun să plece în străinătate, dar într-un loc pe care îl caută cumva sigur și îl caută cu adevărat. Pentru raci este o perioadă de teste relaționale. Sunt destul de aspri cu partenerul de viață, ca și când acum fac o listă care cuprinde nemulțumiri de peste ani și ani, adunate, cumulate în ani. Și au strâns și discută cumva despre nemulțumirile lor. Sunt foarte practice și la timp, până pe 13 februarie, chiar asta trebuie să facă. Sunt aspecte destul de bune, sunt că indiferent de zodia partenerului racilor, este culoar de dialog. Cel puțin ei sunt clarificați, sunt lucizi intuitiv și văd bine un adevăr atât pentru ei înșiși în relație, cât și pentru partenerul de viață. Dacă dialogul e deschis, pot să se ghideze reciproc, astfel încât să se ajute, privind niște adevăruri în față, spunând clar, asta îmi place, asta nu-mi place, cu asta sunt de acord, cu asta sunt de acord, tu ce zici, cum facem împreună, și să pot alege o pistă de viitor, că e un proiect, că e o afacere, că e o colaborare, o pistă de viitor absolut excepțională, împreună. Racii care nu sunt cu cineva într-un parteneriat au totuși zona relațiilor foarte bogată în planete. Deci e vorba de persoana cea mai apropiată cu care se ajută. Poate nu-i partener de viață, poate să fie un vecin, poate să fie o rudă, nu contează. Foarte bune aspecte pe relații în prima jumătate a lunii februarie. În a doua jumătate a lunii februarie sunt multe calcule financiare și trec prin testul asumării unor riscuri. Da, am hotărât că facem lucrurile astea, dar încă nu avem ce ne trebuie, deci vom trage la căruță cam pe gol, ne vom limita niște cheltuieli, nu vom primi de unde ne așteptăm noi niște lucruri, deci va trebui să facem sigur. Deci cumva sunt foarte multe calcule financiare în sensul restrângerii nevoilor pentru a putea depăși un moment și sunt dispuși racii pentru a construi un lucru măreț despre care să lămuresc în prima jumătate al februarie, să-și asume spre final de februarie o pierdere, de fapt e un abandon. Lasă niște lucruri în urmă, nu știu, poate au lucrat într-o firmă, lasă în spate ce au construit acolo. Poate au lucrat la un proiect, lasă în spate proiectul ăla, deși au investit în el, pentru a porni pe un alt culoar. Ei se desprind foarte greu de trecut când au investit în ceva și totuși acum le este limpede că pentru un lucru nou, pentru o relație mai bună, pentru o colaborare mai bună, pentru un proiect atractiv, pentru un viitor mai sigur, trebuie să abandoneze ceva ce au făcut până acum, în care au investit până acum, că e casă, că sunt rude, că e firmă, că e ceva. Sau, dacă nu renunță la ceva material, renunță la o atitudine, la o pretindere. Băi, dacă am investit în lucrul ăla, trebuie să mi se întoarcă din lucrul ăla. Nu, poate să ți se întoarcă în viață din altceva. Nu mai sta și aștepta acolo de unde nu curge. Du-te în altă parte. Și atunci trebuie să renunțe la o pretindere care li se pare lor corectă. Acolo unde am dat, de acolo trebuie să vină. Nu, poate veni din altă parte. Deci au acest test de renunțare, de abandonare, de lăsare în urmă a unor lucruri care nu vin sau care costă prea mult să le aștepți. Pentru unii poate să fie și renunțarea la o sarcină pentru momentul un copil. Pentru lei. Prima parte a lunii februarie e de muncă. Trebuie să fie foarte bine organizați pentru că luptă foarte mult pentru niște drepturi ale lor profesionale. Pentru spațiu, să închirieze, negociază, pentru unelte de lucru, dreptul de a ocupa un anumit spațiu de lucru. Sunt discuții în echipă, cine ce are de făcut să nu se jeneze, pentru un orar de lucru, condiții tehnice de lucru. Deci se discută foarte mult despre zona de lucru. Ei trebuie să fie foarte organizați și foarte harnici. E foarte important orarul de zi cu zi. Deci și sănătatea lor pentru a performa. Și multor leile este foarte clar că fără o bună organizare și o disciplină,
fără o agendă foarte bine alcătuită, nu, se pierd. Și pot pune acum un mecanism, până pe 30 februarie pot pune pe roată un mecanism sau o disciplină. Și le prinde foarte bine, dau foarte bune rezultate. Experiența lor e foarte cerută și pot străluci ca specialiști într-un anumit domeniu pe o felie. Acolo ei au curaj unde alții n-au și au stilul ăsta până pe 13 februarie. De heru, hai că se poate, hai și pot anima echipa întreagă să facă niște lucruri extraordinare, miraculoase, acolo unde nimeni nu le dădea șanse sau unde lucrurile erau prea dezlănate și ei organizează totul și pun lucrurile pe roate. După 13 februarie au nevoie mai mult de apreciere și de recunoaștere. Nu mai vor cumva să lucreze în gol dacă ei descoperă că efortul lor, da, dă rezultat, dar nu primesc apreciere, că nu reușesc să pun acest mecanism pe roate și că se vin alții și nu se țin de treabă, că trebuie să fie ca o dădacă tot timpul acolo, nu le place. Pledează după 13 februarie pentru libertatea. Pot fi discuții și în parteneriat sau într-un parteneriat contractual sau partenerul de viață. Era tocmai de asta. Da, fac treabă, dar vreau în același timp să fiu liber, să fiu în stilul meu, să fac lucrurile în stilul meu, să am orarul meu, să fie respectate anumite doleanțe, altfel nu mai înțeleg nimic. Leii care sunt într-un parteneriat conjugal pot fi surprinși de acum încolo de libertățile pe care și le ia partenerul de viață, sub orice formă ar fi, și pot fi foarte dați peste cap de lucrul ăsta, mai ales dacă au avut niște scopuri comune, au tras la căruță, de ce deodată asta? Pentru fecioare, prima jumătate a lunii februarie este fantastică și dacă se mobilizează, pot străluci și pot obține niște rezultate minunate. Legat de studii, dar și legat de bani sau bani care vin prin studii. Studii însemnând interviuri, de exemplu, întâlniri, examene cu diplomă sau examene sub formă de discuții, test. Și, nu știu, impresionează pe cineva și acel cineva le facilitează să ajungă la altcineva. Dar nu știu că acea discuție era un test. Au fost evaluați, au fost cântăriți, au fost apreciați, au fost punctați. Deci, dacă se mobilizează, acum pot obține niște rezultate extraordinare. Au o minte bună. De aceea pot scrie, pot vorbi, pot compila idei, pot face analize. Și le merge mintea și creativitatea foarte, foarte bine. Sunt minunați ca pedagogi pentru cei care se ocupă de persoane pe care le instruie și le ghidează și obțin rezultate în această direcție. Din a doua jumătate a lunii februarie trebuie să fie un pic mai atenți la sănătate, pot apărea niște reacții rebele, greu de diagnosticat și care cel mai curând o abordare psihoenergetică decât una strict medicală alopată, adică starea de spirit, calitatea somnului, efortul pe care îl depun, dezechilibrele din corp. Mai curând lucrurile acestea de finețe sunt de luat în seamă. E de muncă și în a doua parte a lunii februarie, în special dacă apar schimbări din mers la locul de muncă și trebuie să facă față surprizelor de tot felul, dar poate și problemelor, hai să zicem, corporale, nu neapărat medicale. Dar au toate șansele să facă față în următoarele luni, așa că e doar un moment. Pentru balanțe, preocuparea la începutul lui februarie, în primele două săptămâni, este legată de propria persoană, corpul lor, sănătatea lor, starea lor de bine, eventual casă, cămin, dar oricum, pătrățica lor este importantă. Din mai multe perspective, una este materială, habitatul în care stau, ce e de reparat, ce e de îmbunătățit, ce achiziții se fac, ce cheltuieli se fac, ce meșteri le repară, cum împart averea, cum discută despre bunurile comune, materiale, despre mobilă, despre teren, despre casă. Și sunt discuții constructive, reușesc să mobilizeze pe toată lumea să participe la un proiect comun legat de confort. Sau alte balanțe care poate nu stăpânesc nimic material, luptă pentru pătrățica lor de confort. Ăsta e spațiul meu, biroul meu, casa mea, camera mea și vreau să mă simt bine aici. La birou la fel, se ocupă mai mult de spațiul lor și de ce au ele de făcut. Sunt aspecte foarte bune pentru sănătate, dacă sunt preocupate și
Înțeleg că tratamentele mai blânde, de lungă durată, de fapt abordarea unui stil de viață, le poate ajuta mai mult decât o intervenție acum punctuală. Indiferent ce vor să corecteze, se îndreaptă mai curând poate către medicină tradițională sau către tratamentele blânde și de lungă durată. În a doua jumătate a lunii februarie devin mai rebele, mai impetuoase, mai intense. Iau mai mult aminte la nevoile lor, senzațiile lor emoționale, corporale, fizice, sexuale și cumva sunt mai limpezi în sufletul lor în legătură cu ce își doresc și ce nu își doresc, ce au și ce le lipsește și vor să dobândească. Pe mai multe planuri, și material, dar mai ales sentimental, emoțional, relațional. Și pot alege să se schimbe, să se regenereze, să se transforme și corporal și ca atitudine, astfel încât să-și genereze ele cât mai multă fericire și bucurie fără să depindă de alții, fiind dornice de relație sau de îmbunătățirea relației, dar fără să mai depindă de relație, adică dacă au un hobby și o pasiune o vor face, dacă le place să se plimbe pe jos nu trebuie să mai cerșească să le însoțească cineva. Dacă vor să-și achiziționeze să-și facă un răsfăț și pot și îl vor face. Dacă vor să urmărească anumite persoane, să-și ia anumite modele, nu mai cer aprobarea cuiva. Deci se dezvoltă mult această nevoie pe compropriere. Balanțele care au copii pot asista la copii această tendință sau felul în care copiii își dezvoltă cumva pe compropriu un talent, îl iau pe mâna lor și îl dezvoltă. Pentru scorpioni, prima jumătate a lui februarie e foarte intelectuală, sunt multe lucruri de rezolvat mental, discuții, negocieri, hârtii, acte, documentație, probabil și drumuri pe la autorități pentru autorizații și avize și pot avea succes în lucrul ăsta. Adică pe acolo unde se duc am găsesc uși deschise și ar fi bine să le cam deschidă, să bată la ele până pe 13 februarie, pentru că pot rezolva multe lucruri, inclusiv dificile, care au trenat până acum, le-a fost teamă să le abordeze sau să vorbească cu o anumită persoană pentru că e sucită sau pentru că e prea greu de abordat, dar acum o pot face. Și recomandarea mea e să o facă până pe 13 februarie. Din a doua jumătate a lunii februarie, preocuparea e mai mult legată de sănătate și de stil de viață. Schimbările sunt chinuitoare, poate că necesare și își dau seama de asta. Înțeleg care este toxicitatea acumulată în corpul lor, tot felul de dependențe alimentare care sunt nesănătoase, tot felul de ticuri maladive, obișnuiți, diverse, sunt niște gurmanți, au apetențe, sunt hedoniști, tot ce poate bucura o ființă umană este bifat la ei. Deci, cumva se luptă cu lucrurile astea și, într-adevăr, vor da un test în a doua jumătate a lui februarie de autocontrol, de conștientizare și autocontrol. Ei se pot apuca de acum, de la începutul lui februarie, de un regim. Dar trebuie să treacă o vreme până când intră cu adevărat în stil de viață, 21 de zile minim. Deci este posibil ca progresele pe care le au în a gândi altfel viața lor, de exemplu, să dureze până se implementează și să aibă niște mici crize după 13 februarie, dacă le dau târcoale, poftele, viciile, slăbiciunile și față de anumite persoane, pentru că și dorința, dependența de cineva poate fi un viciu la un moment dat, un egoism. Și au de luptat cu ei înșiși. Cu ocazia asta își dau seama ce limitări au, cât este mare plapuma, dar învață și cum să întindă această plapumă. Deci odată ce ne vedem niște limite, nu înseamnă că ne oprim acolo, ci că abia de acolo, mai departe, învățăm cum să întindem aceste limite. Nu să le sărim, că n-avem cu ce, ci să ne prelucrăm interior, sufletește, spiritual, astfel încât marginile astea să le tot întindem. Și ele se vor întinde, cât până la infinit. Putem deveni ființe iluminate sau mântuite sau și lor le place această idee, deși au apetențe, le-ar plăcea să fie total detașați, total liberi, având acces la tot, dar ne fiind sclavi a nimic. Și da, e o muncă cu sine în a doua jumătate a lumii. Pentru săgetători, discuțiile de bani sunt foarte fructoase și își organizează foarte bine munca. Îi zice că își reorganizează niște onorarii sau știu să își
livreze atât de bine niște abilități practice profesionale, încât ies foarte bine la socoteală. Își organizează bine și munca în sensul că renunță la activitățile redundante sau de pe urma cărora nu câștigau strălucit și rămân cu cele care sunt foarte eficiente și le plac, le-au intrat în rutine, deci nu este vreo mare schemă sau vreo mare efort să facă lucrurile pe care le stăpânesc, le cunosc foarte bine și care le aduc și bani. Chiar sunt fericiți cu această formulă. Deci da, stau foarte bine financiar și profesional, pot străluci, se adaptează la lucruri noi, lucrează cu tehnologie nouă, învață programe noi, limbaje noi, o limbă nouă, tot ce este nevoie și poate fi folosit imediat practic. Foarte mulți săgetători se pot gândi, de exemplu, să înceapă ceva pe propriu. Ei au foarte activat treaba asta din 2018 cu Uranus în zona muncii și de vara trecută și cu Jupiter acolo și vor avea un vârf în aprilie, mai, iunie, dar mai ales aprilie, mai, pe muncă pe propriu. Unii au început, alții sunt în desfășurare. Iar prima parte a lunii februarie e vorba de calcule financiare pentru cei care au asta în minte să facă ceva pe propriu. Și ies calculele perfect. Adică cumva ce pun ei pe hârtie sau ce intenționează e foarte aplicabil. Totul este să se mobilizeze și să-i dea drumul. În a doua jumătate a lunii februarie, deși în general sunt aspecte tensionate pentru toată lumea, pe ei avantajează. Dar eforturile merg către a fi acoperiți cu acte. Și s-ar putea să descopere că sistemul este Schweizer, adică tipul lor de activitate nu are încă un cadru perfect, perfect acoperitor pentru ce vor ei să facă. Deci trebuie să vă lăsească legea mai creativ. Poate că în unele cazuri există goluri, adică nu acoperă exact. Ne vedem că asistăm la apariția unor meserii noi. Nu pentru toate există niște reglemente. Le băgăm pe alte meserii și, pentru că chestiile astea sunt în evoluție. Și este posibil să-și bată capul cu asta. S-ar putea să descopere că lipsesc niște acte sau niște studii pe direcția pe care îi vor să evolueze. Se pot descurca, dar pentru a dezvolta ce vor ei, poate le mai trebuie ceva. Nu trebuie să fie neapărat studii academice, pot fi niște cursuri de abilități, astfel încât, nu știu, să lucreze pe media, să știe să-și facă filme sau să învețe să facă un comunicat sau lucruri de genul ăsta care ne ajută acum cam în toate meserile. Atenție la călătorii pentru săgetătorii care vor să se mai plimbăreți așa după 13 februarie, fără pasiune pentru viteză și mai multă atenție și la ce fac ceilalți în trafic. Pot fi discuții cu colegii de lucru, ideile lor sunt foarte avansate, ideile sunt foarte originale și poate nu sunt pe înțelesul celorlalți, dar totul se discută, se negociază și se rezolvă. Pentru Capricorn, prima jumătate a lunii februarie au multe planete în semnul lor zodiacal, au energie foarte bună și mentală și sufletească, sunt foarte în parametrii lor, parcă se trezesc așa după un somn în care au căzut chiar înainte de Crăciun și sunt în formă. De aceea pot face lucruri foarte îndrăznețe, dar și ei în capul lor conștientizează aspecte care poate până acum au fost sub un văl, ecranate sau nu au vrut să se ocupe de ele. Au luciditate, au claritate mentală, se pot privi cu niște ochi foarte limpezi pe ei înșiși și cu plusuri și cu minusuri. De aceea se pot mobiliza exemplar pentru tot ce vor ei să facă. Au aspecte foarte bune în dragoste. Asta înseamnă că au suficientă rezonabilitate, înțelepciune, istețime, luciditate pentru a vedea exact cum stau, dacă cererile lor față de parteneri sunt rezonabile, dacă ceea ce fac ei este cu adevărat corect, astfel încât să primească ceea ce își doresc. Cei care sunt îndrăgostiți pot face niște gesturi foarte îndrăznețe de dragul iubirii pentru a-și mulțumi partenerul. Poate că ei nu sunt neapărat în asentimentul partenerului și cu ce își dorește el, dar își dau seama, analizându-și iubirea, că onorant este, din iubire, să faci lucruri pe care nu contravin conștiinței tale. Asta nu înseamnă să ucizi pe cineva, Doamne ferește, dar să faci lucruri, da, pentru că celălalt și le dorește. În același timp, ai o șansă să vezi dacă funcționează sau nu funcționează, celălalt să vadă dacă își dorește lucruri greșite. Și uneori, da, din iubire facem lucrul ăsta. Nu credem că e corect, dar pentru că tu ți-l dorești foarte tare, ca tu să ai experiența dacă ceea ce ți-ai dorit este nociv. Și de multe ori din iubire, da, satisfacem plăcerea celuilalt. Noi știm când să punem punct, noi știm când devine abuz lucrul ăsta din partea celuilalt. Asta vor face și capricornii, foarte pe dragoste sunt. Pot să se apropie de un hobby nou, pot începe un proiect din pură pasiune, profesional sau familial.
se ocupă minunat de copii sau de nepoți sau își doresc copii și sunt mai pregătiți să devină părinți, nu se mai sperie de această perspectivă. A doua jumătate a lunii februarie aduce multe preocupări legate de bani și cheltuieli destul de mari, mai ales dacă într-adevăr încep un proiect. Vor scoate bani din buzunar, nu li se pare justificat, asta și pentru că poate găsesc la prețuri mult prea mari ceea ce caută. Asta este, piața este în schimbare, dar se pare că nu se uită la lucrul ăsta pentru ceva de calitate. Dar evoluția în următoarele săptămâni și chiar luni este foarte bună pentru ei și pot pune cumva banii aceștia la loc, așa că pot fi un pic Moș Crăciun după Crăciun. Pentru vărsători, prima parte a lunii februarie e mai curând o lună în care asistă, văd, urmăresc, sunt martor la ce se întâmplă în jur. Nu participă sau nu pot participa, pentru că sunt la distanță, pentru că nu pot să se conecteze, pentru că și chiar la distanță geografică nu pot ajunge la să facă parte din situații sau să poată influența situații sau să sprijină oameni. Dar un cuvânt, un gând bun, o rugăciune, asta se poate. Nu au aspecte tensionate în prima parte a lunii, doar asta că nu pot ajunge fizic sau se simt cumva la distanță, însă observă cu claritate și luciditate, descoperă cauza unor lucruri, deci nu îi interesează numai efectul, îi interesează cauza și o înțeleg foarte bine. Așa că înțeleg acum, ca bun observator, niște legități. Deci de aia s-a ajuns în punctul ăsta. Pentru că, de fapt, atunci s-a făcut așa și nu altfel. Și dacă s-ar fi făcut altfel, deci se putea face altfel în anumite condiții. Deci dacă sunt cultivate anumite condiții, se poate altfel face de acum încolo ca să nu se mai ajungă la rezultatul ăsta. Și cumva fac niște corelații. Și asta înseamnă de niște mecanisme sau, dacă vreți, de niște legi universale. Este o perioadă în care pot simți mai mult nevoia să stea cu ei înșiși, cu gândurile lor, să ierte, să înțeleagă, să contemple, să consoleze, să se consoleze. Pe de altă parte, lucrează la niște aspecte care au legătură cu viitorul îndepărtat, dar lucrează în sensul de a încheia niște lucruri, să ierte acolo unde n-au iertat, să înțeleagă unde n-au înțeles, să fie de acord unde n-au fost de acord, să fie mai blânzi unde n-au fost blânzi, să nu se mai cramponeze de lucruri, ci să le mai lase și să treacă. Să nu vrea să participe sau să controleze tot, ci să mai lase și să fie în voia lor și în voia vieții. Bună înțelegere cu familia în general, asistă la lucruri care se întâmplă, pot primi lucruri fără să le ceară și cumva se așează lucrurile în jurul lor, asistă la o pronie în acțiune pentru ei. Sunt răsplătiți poate pentru lucruri bune pe care le-au făcut cumva și gândurile lor bune. În a doua jumătate a lunii februarie sunt un pic mai tulburați, mai intenși, au de lucru mult cu ei, își dau seama că trebuie să facă o alchimie cu ei, își asumă responsabilitatea pentru anumite lucruri care poate nu funcționează sau au funcționat greșit și își dau seama că da, poate au fost și cauze exterioare, oameni care poate au generat lucruri rele, dar și faptul că i-au stat acolo, au continuat să fie acolo, că n-au acționat la timp, n-a făcut decât să le lase să se deruleze mai departe. Și își asumă asta. Și pentru că își asumă asta, au puterea să se transforme, au transmutație acolo, ca și când ar trece prin deci cei nerăbdători devin răbdători. Cei neatenți devin profunzi. Cei mizantropi devin deschiși și comunicativi. Poate să fie o alchimie fantastică interioară. Și primul lucru care se alchimizează e biografia lor, trecutul lor, relația cu părinții, cu întâmplările din prima parte a vieții lor, care poate a fost acolo și ca un motiv de evoluție pentru a fi autonom și a depăși, dar putea să fie acolo și ca o rană sensibilă de-a lungul timpului. Și cumva își asumă responsabilitatea pentru partea aia de rană, măcar pentru faptul că, având o memorie bună, emoțională, au păstrat vie contextul în care li s-a produs rană. Și ăsta este un timp, prin aceste revelații despre durere, în care își dau seama că și ei au participat, că anumite lucruri nu puteau să fie altfel pentru că n-avea cine să le facă altfel, face parte dintr-un proces mai lung de vindecare și împuternicire în același timp. Pentru pești, este o primă parte a lunii februarie în care peștii pot deveni foarte populari. Sunt niște zile de faimă, de propagandă, popularitate,
simpatie publică, se fac cunoscuți prin acțiunile lor. Parcă ar fi pe scenă, toate reflectoarele pe ei, lumea vorbește despre ei. Prietenii sunt importanți și pot fi populari în rândul prietenilor sau clientelei lor, prin producțiile lor interactoare și prin creativitatea lor, prin ce vorbesc, prin ce produc, prin ce fac, cum prezintă, cum se prezintă. Apoi accentul cade pe grupurile din care fac parte sau în care sunt invitați, că se duc la o lansare de carte, la un spectacol. Mediile astea unde se adună oameni sunt foarte favorabile pentru ei. Fac cunoștințe, întâlnesc cu persoane care îi apreciază, știu să strângă oameni în jurul lor și poate mulți dintre ei ar fi bine chiar să organizeze un eveniment unde ei să se prezinte într-un mod foarte frumos. În a doua jumătate a lunii februarie, și își descoperă poate un model, un mentor pe care îl urmează, mai ales dacă i-au început o acțiune, un proiect, găsesc cumva niște chei prin aceste persoane care au trecut pe acolo prin experiențe similare și le-au rezolvat, găsesc niște chei și pentru ei. În a doua jumătate a lunii februarie trebuie să nu mai facă lucruri care sunt capcane, trebuie să fie atenți la niște capcane. Vine atenție, nu atât din prostie sau faptul că nu sunt pregătiți. Naivitate, cred ce spun alții. Se sperie la prima strigare, își fac prognoze greșite. Deci sunt niște mici capcane în care pică și din care se trezesc și își dau seama că informațiile nu au fost corecte sau crezurile lor nu sunt corecte. A, dacă nu m-a trădat până acum și e cinstit cu mine sau dacă mi-a promis sau dacă a făcut, înseamnă că... Aceasta înseamnă că întotdeauna e pe un fir logic, dar viața ne-a arătat că uneori poate să fie și browniană. Nu întotdeauna logică și ordonată. Și că noi trebuie să fim pregătiți și pentru aceste surprize. Și abia când suntem pregătiți și pentru aceste surprize, funcționează perfect legea rezonanței și ne aduce în întâmpinare lucruri pe care noi le cultivăm. Dar dacă doar credem că dacă noi suntem buni, doar oameni buni vom întâlni, sigur viața va spune, dar știi, pe planetă există și oameni răi. Dar știi, vreau să te întâlnești cu ei ca să văd dacă într-adevăr tu îți menții bunătatea și când te întâlnești cu un om rău care te provoacă. Dar știi, vreau să văd dacă tu ești conectat la bunătatea ta atât de mult încât te întâlnind un om rău, nu îl respingi, îl accepți că există pe planetă și dacă nu cumva ești dispus să oferi un remediu la răutatea lui, măcar să-l livrezi, depinde de el ce va face. Adică e o viață. Te scot cumva din zona ta de confort și din limitările tale, în care crezi că fiind un om corect, vei atrage numai corect, și vreau să ai mai multe experiențe în care relația ta cu corectitudinea, relația ta cu iubirea, relația ta cu bunătatea, relația ta cu adevărul să fie atât de profundă încât nu se clatină când întâlnești un om contrar, nu se clatină când întâlnești un om care are nevoie de tine să-i livrezi antidot sau să-l sprijin, nu se clatină când întâlnești un om care te dezgustă, astfel încât să nu-ți cultivi dezgustul, ci acceptare. Nu se clatină când întâlnești un om ca și tine să dorești să intri în concurență, să fii mai grozav decât el. Deci vreau să verific virtuțile tale. Și este posibil să se întâmple asta din a doua jumătate a lunii februarie pentru foarte mulți pești. Crezurile lor sunt testate, sunt verificate. Pot asista la lucruri care se întâmplă în jur nu pentru a interveni, ci pentru a observa și a extrage înțelepciune și chiar trebuie să analizeze în ce e bine să mă bag și în ce nu, ce e pentru mine și în dreptul meu și ce este ciorba altuia. Și sigur, chiar dacă văd anumite soluții, e ciorba altuia și până nu mă invită, nu intru acolo, pentru că s-ar putea să mă fric. Deci cam despre asta este vorba în luna februarie. Avem două pasaje, până în 13 și după 13. Până în 13 mai mult legat de autorități și de lucruri, diligențe oficiale pe care trebuie să le rezolvăm cu acte și ar fi bine pentru că avem mari șanse să rezolvăm și financiar multe aspecte. Iar din a doua jumătate a lunii februarie, o cale proprie pe care ne-o alegem, prieteni pe care ne analizăm, grupurile din care face parte le analizăm, riscurile de a face parte dintr-un grup, jos, sus, hăiți, puă, da? Deci grupurile din care facem parte analizăm dacă sunt prielnice pentru noi, dacă avem un crez comun, dacă nu cumva ne luăm după alții, dacă nu cumva ne lăsăm trași de o anumită modă, un anumit curent, o anumită nemulțumire și care e mesajul nostru personal până la urmă. Astfel încât să luăm modele bune, inspirație de acolo care îi se potrivesc cu adevărat și nu neapărat să ne lăsăm în turmă prinși.
foarte important lucrul ăsta, mai ales în a doua jumătate a februarie. Pentru că, da, ce să vezi, se întâmplă lucruri pe planetă, multe colectivități sunt adrenate pe tot felul de lucruri, există și pentru noi o colectivitate potrivită, trebuie să o găsim pe aia. Deci nu peste tot unde se urlă și se fulduie, chiar dacă există mesaje pline de adevăr, este locul nostru acolo, sau mesajele alea sunt și ale noastre în totalitate. Da, putem urca pe baricadă, e perioada baricadelor, putem urca pe baricadă, dar să ne asigurăm că e a noastră și că mesajul nostru personal se regăsește acolo, mesajul colectiv. Și atunci, da, vocea noastră poate conta. Altfel nu este decât o copiere. Iar copiile nu generează, nu schimbă realitatea, nu generează o nouă realitate. Numai mesajul plin de adevăr și autentic. Da, îți mulțumim frumos, Camelia, și vreau să le spunem celor care ne ascultă că o să ne mai întâlnim încă o dată, probabil peste vreo 2 săptămâni, așa am făcut eu un calcul, dacă are și Camelia timp, bineînțeles, să vorbim despre această primă jumătate a anului și, în special, care este destul de agitată, într-adevăr, și despre revoluțiile pe care le poate aduce acest Marte învărsător despre care tu tot ai menționat în această emisiune, Camelia, care va fi va începe din 13 februarie, așa că vreau să le spun celor care ne ascultă să fie alături de noi. Nu știu când sunt alegerile, nu știu când sunt alegerile, dar acest Marte învărsător din 13 februarie este cam o lună jumate învărsător, va avea legătură cu perioada finalului de aprilie și luna mai, când cred că atunci ne pregătim de niște alegeri. Deci evenimentele astea acum, din februarie, au legătură cu mai-iunie. Cu mai iunie, da, pentru că la începutul lui iunie vor fi, într-adevăr, dar astăzi și mâine se discută despre faptul că PNL-ul ar vrea acum, de exemplu, să comaseze aceste alegeri și vom vedea exact, pentru că, nu știu, poate te uiți tu, Camelia, acolo astăzi sau mâine, să vezi ce zice și astrograma, dacă se comasează sau nu aceste alegeri, bineînțeles că sunt dispute, lumea și celelalte partide. Că argumentul financiar este unul care stă în picioare și înțeleg că și de asta se va ține cont. De argumentul financiar este cel mai sobru și cel mai serios. Restul nu mai, nu știu, dar aspectele merg pe pragmatism și pe economie. Deci poate că există un argument financiar aici și ar ajuta cumva la cheltuieli mai mici. Nu știu dacă e cel mai important argument în nebunia asta de acum. Dar probabil că se prevalează de asta acum, printre altele. Pentru că da, e o perioadă în care calculele financiare pe care toți ni le facem până pe 13 februarie pot ieși foarte bine. Deci chiar trebuie să ne ocupăm de aspecte financiare. Tipul ăsta în discuție de acum, argumentele astea financiare care sunt invocate par să prindă cumva, adică le promovează și par să aibă mai mare audiență decât alte argumente sau interese care sunt în spate. Și crezi că vor reuși acest lucru? Pentru că este și neconstituțional. Până pe 13 februarie, dacă se poartă discuții în jurul acestei teme, da, cele financiare ar avea câștig de cauză și la nivel de public, aș zice. Deci nu știu cum își manevrează argumentele, dar da, ar putea avea câștig de cauză. Poate fi un cal troian, adică ne servim de acest argument ca de fapt noi să avem alte interese. Se prea poate. Dar lumea cumva pleacă urechea la asta. Nu știu dacă sunt foarte bine argumentate. Pe de altă parte, pot exista, aspectele sunt foarte constructive acum până pe 13. Pot exista și persoane, și mai e o tendință mare pe care o să observăm pe planetă. Grupurile mari de putere, că sunt guvernamentale, guvernele țărilor, că sunt corporații, companii sau alte instituții mari planetare care guvernează, e un curent de fragmentare în cadrul lor. Și se pot sparge în blocuri de putere și putem auzi conglomerate sau state care până acum au funcționat ca un monolit, că se sparg, că auzeam ceva și prin America, că se sparg, că se formează fracțiuni, că sunt unii care văd altfel lucrurile, că se pot aplica altfel niște măsuri, că altfel se aplică o agendă, altfel văd agenda, poate nu mai văd agenda aia, poate vin cu altă arte. Deci încep să se splituiască, să apară niște fisuri în blocurile de putere. Asta aduce Pluton învărsător, dar e o tendință pe 20 de ani, însă noi acum cumva intuim primele semne.
Am înțeles. Haide că o să mai vedem când ne întâlnim data viitoare și o să studiem mai îndeaproape această problemă. Camelia, îți mulțumim din suflet și să ne revedem cu bine și cu informații cât mai bune, să zic așa, și mai pozitive. Da, dragi ascultători, și curaj pentru luna februarie și bani la buzunar. Asta e, tragem tare până pe 13. Dragi ascultători, a fost alături de noi Camelia Pătrășcanu, astrolog. Dacă vreți să reascultați această emisiune, puteți o găsiți pe canalul meu de YouTube, Jessy Baneș, sau pe canalul de YouTube al radioului Gold România, chiar și pe goldtv.ro. Vă îmbrățișez și să ne revedem mâine cu bine. O seară fantastică vă doresc!